și dansează la la la. Ceea ce se știe muzica. Haide vino lângă mine să cântăm ceva. Cântă și dansează la la la. Uită supărarea în limbina ta. Haide vino lângă mine să cântăm ceva. Haide vino lângă mine să cântăm ceva. Am venit și eu să cânt lângă tine. Hm? Ce spui, cântăm amândoi? Da. Bun. Da, eu o să cânt mai încolo o melodie. Să mă gândesc bine oare pe cine. Ah, uite, eu zic așa, aduc un băiat lângă tine și să vedem dacă vă potriviți la înălțime. A? Tot un coleg de club, bineînțeles. Hai să-l prezentăm amândoi. Uite, o să fim acum amândoi prezentatori. Îi spun la ureche și vorbim așa. Zicem rar. Ionel Vânaru. Aplauze. Oh, ia, și bine repede. Ca să vedem așa ca înălțim. Nu, e mai înaltă fata decât tine, nu. Dă-i microfonul. Îl lăsăm pe el să cânte. Mai Ionel, cum e treaba asta? Ești la înălțime tu acum, da? E foarte bine. Hmm? E foarte bine. Ești un haiduc. Ah, mi-am adus aminte că tu ai luat un premiu la Bârlat. Ce premiu ai luat acolo? Locul 2. Locul 2, dacă eu am spus la premiul 3 meriți 1, meritai trofeu dacă ai luat locul ăsta. Aplauze! Aș zice așa să ne cânți o melodie, trandafiri de la Onești. Trandafiri de la Onești. A? Cum? Nu, e trandafiri de la Moldova. De la Moldova. De la Moldova? Sigur? E sigur? Da. Nu-i de la Bacău? Nu. Nu-i din Ardeal? Nu. Bună. Ai? Atunci convinge-mă. Trandafiri de la Moldova, Ionel Fânaru! Mă
aplauze, aplauze. Le mulțumesc părinților că m-au ajutat pe tot acest parcurs al drumului. Corect, corect, foarte bine. Zi că zici bine. Și dedic această melodie părinților și celor care mă iubesc. Așa, așa. Mai zi. Hai. Și doamne profesoarea mele, doamna Lili Ungureanu. Așa, zic că zici foarte bine. Și dumneavoastră. Și mie, extraordinar! Dat o atmosferă, doar de aia spunem noi, ora veselii. Auzi, dar tu m-ai păcălit pe mine că ai zis că nu e de la Bacău. Cum e? Că eu am auzit că ai zis și de la Bacău. Era un pic. Da, dar melodia se numește Trandafir de la Moldova. Și asta e drept. Dar tu ești din? Moldova. Ei, din Moldova, las, că știu eu că e din Moldova. Mai aproape de Onești. Mănăstirea Cașin. Mănăstirea Cașin. Aplauze pentru Mănăstirea Cașin. O adevărată pepinieră de artiști, nu de alta, dar am început cu Nela Duhu, continuăm cu Ionel Fânaru și... stați un pic, mi-am adus aminte. Să ne oprim un pic și la Comănești, la Leuri, dar să-i dai microfonul lui mătușii mea. Bine a venit, dragă mătușă! Bună ziua! Uite, bine v-am găsit! Uite că a intrat pe ușă cea mai scumpă a mea... Din Comănești, mătuș. Special, am venit la această zi aniversară. Special de la Leuri, da. De la Leorda, din Comănești. Localitate, din Comănești. De unde și tu ești? Păi, sigur că da. Și ce face Neamitică? Neamitică, da? Am rămas de serviciu, da, și îi mulțumesc foarte mult pentru că mă sprijină în tot ce vreau să fac. Dar ce, nu te poți ține pe picioare? Sau cum? Mă sprijină. Cum? Ei, suntem la ora veseliei. Ca să pot să merg pe drumul cântecului popular, am sprijinul lui și noastre. Al familiei mele. În special, da, al copiilor mei, frații mă încurajează și îmi dă un impuls care m-a determinat să vin să cânt pentru ei, pentru consătenii mei din Satul Frumoasa, pentru consătenii orașului Comănești, de unde sunt și eu, special pentru vecinii mei pe care îi iubesc și îi respect și nu uit de altfel, pentru mămicuța ta din Italia. Pentru mămica să română în Italia, Torino, toți prietenii, da, noștri, Marcela, ne Lucian. Este dor, aplauze este pentru dor. Toți cei care sunt în străinătate și în special pentru special toate rudele noastre pentru, din Torino. Da, și pentru băiatul meu, Mihăiță, tot din Italia. Mihăiță, da. Cui am cântat eu la nuntă? Lu Mihăiță. Da. Păi, la botez nu mă cheamă? Deci nu uit de nu familia... Nu mă cheamă la botez? Nu. De ce? Încă nu. Încă nu. Nu uit de familia Dulcescu, familia Tancău, familia Ungureanu, Ciosu, familia Dumitru din Vermești. Așa, așa. Și toți telespectatorii pe care îi iubesc. Mamă, ce frumos vorbește fata asta!